Până în acest moment, Direcția de Sănătate Publică încă nu a primit dozele solicitate de vaccin antirujolic. Să amintim telespectatorilor că ultimele doze pe care noi le-am dat, le-am împărțit medicilor de familie, au fost cele 300 obținute de la Dolj. Ministerul Sănătății a promis, sperăm chiar și în această săptămână, așteptăm să ne vină dozele de vaccin. După cum se știe, am avut multe cazuri în Cara Severin din nefericire de rujolă. Am avut un vârf la sfârșitul anului trecut și începutul anului acesta de 954 de cazuri. Ar fi de menționat că 99% dintre ele aparțin unor copii nevaccinați, de aceea insistăm foarte mult pe vaccinare, dar sperăm să și vină aceste vaccinuri, pentru că altfel insistențele noastre sigur ar putea fi zadarnice. Ele nu vor fi, pentru că dozele de vaccin sunt deja pregătite, probabil că mai există câteva formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu relația dintre minister și producător, dar ele, așa cum am spus, vor veni. Noi am solicitat, teoretic pentru acest an am fi avut nevoie de 3.000 și ceva peste 3.000 de doze de vaccin antirujolic. Am solicitat ceva mai multe, peste 5.000 de doze, pentru că a apărut o mai mare necesitate de vaccinare, o mai mare presiune și din partea medicilor de familie, dar și din partea părinților care, din păcate, au văzut că au fost și acele decese, au fost și acele cazuri complicate care s-au făcut de rujeolă, pentru că în momentul în care te vaccinezi nu este total exclus să faci rujeolă, dar faci forme ușoare, forme pe care în general copiii le duc bine, reacționează la tratament și le duc bine la bun sfârșit. În momentul în care apar boli asociate, este deja mai periculos. Dacă nu sunt nici vaccinați copiii, aceste forme pot deveni foarte grave, așa cum de altfel s-a și întâmplat. Așteptăm, spuneam, în continuare să vină aceste doze de vaccin. Vaccin mai există la nivelul medicilor de familie, pentru că au fost, chiar și în această primăvară, în martie, au fost vaccinați un număr de 1440 de copii restanți ieri, din totalul de 6458 de copii catagrafiați că ar fi, să zic așa, eligibili pentru vaccinare. Când spunem că nu există vaccin în Cara Severin, ne referim la faptul că el nu mai există deocamdată în stocurile Direcției de Sănătate Publică, dar la medicii de familie el încă există, spuneam, pentru copiii restanțieri pe care fiecare îi are în evidență. O să-l vaccinez, da, eu fac vaccinile în Austria, eu am născut dincolo și vaccine tot acolo, le urmează pe toate. Știți că sunt foarte mulți care nu vaccinează, au fost și multe cazuri. Sunt de acord cu vaccinul. De ce? Așa, pentru sănătatea copilului meu. Nu sunt periculoase? Nu, eu cred că nu. Nu, de ce sunt făcute? Normal, pentru copii. Ne ferim de toate bolile care sunt și asta. În Austria cum e? Se vaccinează copiii? Da, e obligatoriu. Da, e obligatoriu să vaccinăm copiii. Dacă nu, suntem penalizați. Crezi că ar fi o măsură bună și în România? Normal, mi se pare ceva corect. De ce nu? Rujeola acum. Dacă vă sunteți pentru vaccin, împotrivă, cum? E vaccinați? Da, bineînțeles. Suntem pro-vaccinare, categoric. De ce? Primul rând că e benefic. În al doilea rând, mă rog, boala asta nu se răspândește cu rapiditatea de mare în rândul copiilor. Ce părere aveți cu cei care nu îi vaccinează? N-am neapărat o părere personală, strict personală, dar consider că nu fac bine, per general, totuși. E un vaccin care ajută, benefic. Sigur că mai sunt și excepții, rare, dar sunt. Mulțumim! Ia-i albina de pe cap! Da! Thank you.
la voastră, primăria. Nu, nu sunt de la miele de asistență, nu mai...